colul uterina nu știu depilată, lasă există posibilitatea să se mai spargă din capilare. Da? Și atunci rezolvarea este în regulă. Bun. Deci reperul, ăsta este câteva reperele scurte, da? 3-5 minute, am încercat acasă, noi spunem repede o respirație, poziție psihic. Bun. Mai departe, nu o să vorbesc, dar trebuie să știți că există o conduită specială în travaliu prematur și copilul prematur și aici aș spune să fiți atenți pe atitudinea pe care o aveți pentru că un copilaș născut prematur are nevoie de sentimente pozitive. Dacă ați născut înainte de termen, voi ați uitat cu totul de sentimentele voastre. Vă canalizați pe energie pozitivă, copilul are nevoie să-și refacă cuibul până când se... până când poate să fie în brațe la mamă. Și ei știu ce au de făcut și trebuie să lasă brații în credere întotdeauna. Mergem puțin mai departe, mergem. Astea sunt... ok. Ați reușit să citiți? Ok. Ce face femeia asta? Nu plin. Asta este poziția. E cam dezbrăcată acum, dar ea are să nască pe marea marginea unui rând. Ce face? Este o măsură de confort. Și-a atins și palmele, da? Și și-a ales poziția în care ea se simte confortabil. Cele 5 simțuri sunt gust. Care sunt cele 5 simțuri? Gust, miros, văd, auz. Ok. Gust. Cum poți să stimulezi gustul în travaliu? În dulce. Pe o apă. Mănânce îmi place. Miros? Opa. Aromaterapie, îmi fac ceva. Ce mai fac? Gust, miros,